Bună ziua tuturor! Sper că putem începe și îi salut pe toți cei care s-au alăturat întâlnirii noastre online astăzi, pentru că avem în vizor un subiect extrem de important și util nouă tuturor celor din industria turismului. Și anume ce se întâmplă astăzi, vă invităm pe toți să participați și să fiți atenți la evenimentul Pastila numărul 9 după COVID-19. Este o serie de pastile inițiate de Asociația Națională de Turism Receptor de la debutul pandemiei și până acum, ca să venim mereu constant cu update-urile necesare și exact subiectele care vă interesează pentru a ști cum să acționăm în continuare. Tocmai pentru că suntem la un început de sezon, așa sperăm, așa mizăm, așa contăm după o pauză inimaginabilă de dură, ne propunem să discutăm astăzi despre vaccinare și impactul acesteia asupra turismului. Acest eveniment este organizat în contextul lansării campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Asociația Națională de Turism Receptor din Moldova. Echipa Antrim, împreună cu suportul proiectului de competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Suedia și UK Aid, s-au alăturat aceste inițiative privind promovarea vaccinării în rândul populației, deoarece relansarea turismului și relansarea economică este conectată direct cu relansarea turismului, iar în spațiul european, revenirea pe lista călătoriilor se desfășoară prin intermediul vaccinării populației în mod prioritar. Prin vaccinare, activitățile turistice din Republica Moldova pot fi reluate în condiții de și cu atenție sporită pentru siguranța turiștilor față de riscul de transmitere a virusului COVID-19 și se poate poziționa pe piața internațională a călătorilor drept o destinație safe, drept o destinație sigură. Medicul epidemiolog din cadrul ANSP, domnul Alexei Ceban, și-a manifestat acordul de a oferi un interviu în cadrul sesiunii acesteia live de pe platforma Pastila Anticovid și, prin urmare, vom aborda împreună mai multe subiecte pe care le-am făcut publice către dumneavoastră și anume despre importanța vaccinării împotriva COVID-19 pentru eliminarea restricțiilor la frontiere, pentru a călători liber și în siguranță, importanța vaccinării împotriva COVID-19 pentru dezvoltarea turismului intern din Republica Moldova, regulile de trecere a frontierei, în mod special ne interesează vecinii noștri și este vorba de Ucraina și România, necesitatea informării prealabile, prezentării testului la anticorp, COVID-19 sau certificatul de vaccinare, vom afla de toate. La fel, mai avem o listă de subiecte și țin neapărat să menționez înainte de ai adresa întrebările toate câte ne interesează. Să salut membrii Antrim care s-au conectat direct cu noi pe acest link de Zoom și ulterior, dacă ne va permite timpul, veți adresa niște întrebări direct domnului doctor sau ne veți scrie pe chat și noi vom răspunde în măsura posibilităților la acestea. În primul rând vă spun bună ziua tuturor și domnule Ceban, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră să elucidăm toate întrebările industriei turismului. Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că pot fi alături de dumneavoastră. Este o perioadă destul de intensă atât pentru noi cât și pentru fiecare dintre voi. Noi luptăm deci, în controlul și răspândirea virusului SARS-CoV-2. Dumneavoastră luptați să ne aduceți o nouă șansă la viață normală, adică de a gusta din nou de plăcerile vieții, de a pleca peste hotare, de a avea o vacanță. Pentru fiecare persoană este un lucru destul de important acest lucru și cred că este și un lucru benefic pentru sănătatea mentală pe care o avem noi. Deci de a reveni la normalitate și această normalitate poate fi atinsă doar prin niște măsuri specifice, precum este vaccinarea. Deja dacă pot să inițiez, cred că unele aspecte legate da, de procesul. Eu am învățat de bază subiectele, noi le configurăm din mers să vedem ce să nu rămână nimic fără răspunsuri din partea dumneavoastră, pentru că ar trebui să le cunoașteți pe toate ca să putem activa în regim normal. Desigur. Deci, în primul rând, avem un singur scop și acesta este mesajul nostru pentru dumneavoastră și dumneavoastră trebuie să aduceți acest mesaj
pentru persoanele care beneficiază de serviciile acordate de către turism, și anume este reducerea morbidității și mortalității. Ce ar însemna asta? Ar însemna un număr mai mic de cazuri de infectare și un număr mai mic de decese, și acesta poate fi asigurat doar prin procesul de vaccinare. De ce anume prin procesul de vaccinare? Deoarece, deci ce am făcut noi până acum? Am dezinfectat mâinile, am purtat masca, am păstrat distanța socială, dar totuși nu ne-a permis să revenim la acele condiții anterioare până în 2020. Deci acum singura măsură specifică este vaccinarea. Totul ce a fost de nespecific, spălat pe mâini, distanță socială și mască, a fost nespecific și nu are o sustenabilitate în timp. Adică aceste măsuri sunt provizorii pentru un timp foarte scurt. Dacă nu am purtat masca corect, am un risc mai mare. Dacă nu mi-am spălat mâinile, am un alt risc mai mare. De aceea, vaccinarea reprezintă singura măsură sau reprezintă scutul nostru în fața virusului SARS-CoV-2. Și am mai dat un exemplu, deci referitor la acest scut. Deci dacă nu ne vaccinăm acum, asta cum ar fi la un război, avem scut, ne putem proteja, dar nu îl folosim deloc, pentru că credem că suntem invincibili. Nici într-un caz, deci noi suntem susceptibili la virusul SARS-CoV-2 și anume la boala COVID-19. Înainte am avut niște obiective. Da. Ce proporție este vaccinat la moment populației Republicii Moldova și spre ce tindem și în ce termen noi putem realiza acest Da, lucru? avem obiectivele de asigurare cu vaccinuri, în primul rând, deci și de asigurarea unui proces de vaccinare cât mai smooth, să spunem așa, cât mai leger, dar prin cuprinderea maximă a persoanelor. La moment avem practic 12% de populație acoperită cu vaccin. Avem încă adițional un procent jumătate care au fost vaccinați peste hotarele țării. Și ne propunem ținta de minim 70%. Deci asta este ținta până la sfârșitul anului 2021. Este o țintă destul de ambițioasă, dar considerăm că putem face față. Spre exemplu, într-o singură zi, în Republica Moldova au fost vaccinați 26.000 de persoane. Este aproape un procent din populație vaccinat într-o zi. Adică capacitatea sistemului de sănătate este pe loc, noi putem face față, doar ne trebuie să creștem acum acceptabilitatea persoanelor și de a înțelege cât de este important acum să ne vaccinăm. Da, domnul Ceban, noi am inițiat împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, am inițiat vizite directe la membrii Asociației Naționale de Turism Receptor ca să promovăm vaccinarea și să-i vaccinăm pe cei care vor fi disponibili chiar pe loc, fără să se adreseze din timp la medic, adică chiar angajații acelor companii, chiar turiștii care se regăsesc la aceste companii. Și o spun o dată în plus pentru toți cei membri care ne privesc acum și sunt conectați cu noi, ca să știe să-și noteze în agenda când au ei grupuri de turiști, ca să venim noi să informăm și în primul rând cu medicii care sunt gata, pe lângă informare, să vaccineze pe loc pe cei care își doresc acest fapt. Pentru că, deocamdată, acest procedaj comportă niște riscuri, dar noi vrem să activăm în siguranță totală. Vis-a-vis de ultima decizie a Comisiei Naționale Extraordinare și de Sănătate Publică, unii membri de-ai noștri au întrebări către noi, pentru că uneori nu știu exact ce trebuie să presupună la intrarea în țară un grup din Polonia, un grup din Ucraina sau un grup din România, pentru că se anunță și deja au venit primele grupuri de turiști în Republica Moldova. Vă rog frumos să ne spuneți care sunt regulile de trecere a frontierei, să zicem, din Ucraina și România. Deci avem un tratat de înțelegere între Ucraina și Republica Moldova. Deci persoanele vaccinate cu două doze pot trece hotarul țării, indiferent de cele 14 zile. Deci la moment nu este stipulat în hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare acest termen, dar este recomandat de a spune turiștilor care vin în țară de a avea certificatul de vaccinare complet cu două doze și de dorit de a avea cele 2 săptămâni.
de avut cele două săptămâni de la vaccinare cu doza 2. De ce este important? Deoarece după doza 1, primele 14 zile, organismul nostru nu reacționează practic sub niciun fel, astfel că răspunsul imun nu e declanșat. Asta ar însemna că în primele 14 zile nu suntem protejați deloc. De asta este foarte important să păstrăm cele măsuri de protecție. Și doar după doza 2, trecând două săptămâni, suntem vaccinați complet, adică răspunsul imun este deja unul consolidat. De asta este și cele două săptămâni puse în vigoare. Majoritatea țărilor au această condiție, deci două doze cu două săptămâni după doza 2 sau cu vaccinul Johnson & Johnson, cred că e foarte ușor de memorat acest vaccin, J&J sau Janssen, putem să-i spunem, pot fi vaccinate persoanele cu o singură doză și vor fi eligibile la trecere de frontieră. Un moment important este, pentru țara noastră nu este stipulat termenul, dar pentru alte țări, deci pentru vaccinul Janssen, spre exemplu, în Franța de a pleca, este necesar de o distanță de 4 săptămâni. Deci pentru cele cu două doze, două săptămâni de la doza 2, pentru cele cu vaccinurile cu o singură doză, în dependență de țară, dar după cum am uitat după ultimele recomandări, deci sunt până la 4 săptămâni de la prima doză pentru vaccinul Johnson & Johnson. Dacă avem testul PCR, iarăși, pentru noi este ok testul PCR din la trecerea de frontieră. Desigur, este recomandat cel test PCR cu rezultat și anume QR codul să-l dețină și persoana dată poate trece fără careva probleme. Mai nou, dar încă care nu este în vigoare, posibil să fie deci implementate testurile rapide de antigen, nu cele de anticorp. Deci foarte important ca fiecare dintre dumneavoastră să cunoască că sunt două feluri de teste. Test PCR, adică de identificare a virusului, și este test de anticorp. Testul la anticorp este ceea ce ne prezintă nouă. Avem noi acum infecția sau am trecut prin infecție și care este titlul nostru de protecție împotriva la COVID-19. Testurile la anticorp nu sunt eligibile pentru trecere de frontieră. Sunt eligibile testele rapide de antigen, cele care ar confirma că dumneavoastră acum, la moment, sunteți bolnav. Deci acestea sunt două condiții care le are Republica Moldova. A treia condiție pe care o impune Uniunea Europeană, noi încă nu am impus-o, este dacă ai trecut prin boală și deci ai confirmat distanța de la 3 luni de la confirmare virusului SARS-CoV-2, deci iarăși nu sunteți supuși izolării. Acum facem o balanță. Ce ar fi mai bine să facem? Da? Să avem testele PCR care sunt foarte incomode. Trebuie să facem o planificare pentru centrul de colectare a acestor probe, să așteptăm rezultatul. Să facem testele rapide de antigen, care nu sunt foarte specifice și senzitive, sau să ne vaccinăm acum, astfel că deja nu vom mai fi supuși celor condiții de așteptare pentru testul PCR, de a fi într-un fel, stăm cu o intrigă, avem sau nu avem acest virus, pe când vaccinându-ne împotriva COVID-19 și ne va proteja și sănătatea. Deci nu va fi doar un simplu act de confirmare, dar ne va proteja și pe noi toți. Mulțumim, domnul Ciuban. Deja, în principiu, cei care au primit primele grupuri de turiști, pentru că e o mare bucurie după o tăcere de foarte mult timp, s-au documentat, s-au confruntat, în principiu au cunoscut povestea. Ne interesează care este nivelul de recunoaștere a certificatelor de vaccinare din Republica Moldova peste hotarele țării. Ce țări putem accesa, în ce condiții, doar sunt, chiar dacă avem certificatul de vaccinare, sunt țări în care nu putem avea acces în continuare pentru că ne aflăm pe lista roșie și așa mai departe. Deci sunt mai multe nuanțe de cunoscut aici. Vă rog mult. Da. Republica Moldova în ultimele 14 zile, deci nu se mai află sub nici o zonă roșie. Deci noi suntem la un nivel mai mic de infectare, astfel că suntem în zona galbenă.
Și astfel că multe state ne-au scos din toate listele de interzicere a trecerii frontierei. Deci putem spune cu certitudine că certificatul de vaccinare este recunoscut de către Ucraina. Sunt acum deja și confirmări că și Turcia ar recunoaște acest certificat de vaccinare. De ce îl recunosc? Deoarece avem acel QR code, certificatul de vaccinare. Certificatul de vaccinare este generat de către un sistem informațional sub cloud-ul guvernamental, adică cu cea mai mare protecție a datelor. Și acest certificat este în trei limbi, adică română, rusă și engleză. Un lucru destul de important. Confirmări oficiale din partea Uniunii Europene care recunoaște acest certificat nu le avem. Avem doar confirmări că cetățenii noștri trec fără a fi puși în izolare. Deci trec fără a fi puși în izolare. Spre exemplu, avem confirmări cum ar fi din Spania, Belgia, Luxemburg, în care persoanele au trecut și certificatul de vaccinare a fost recunoscut. Deci, pentru fiecare țară individuală este foarte complicat pentru mine acum a confirma unele țări, după care va trebui să le infirm sau să le confirm încă o dată. Fiecare țară și are politicile lor de întrecere a frontierei. Ar fi foarte bine de luat legătură cu ambasada, pentru că dumneavoastră aveți și niște relații foarte puternice, practic, cu toate ambasadele statelor din întreaga lume. Doar de făcut un exemplu de certificat, în cazul în care nu aveți acest certificat, de exemplu, vă vaccinați și îl veți deține pe al dumneavoastră și îl transmiteți peste hotarele țării. Acum, mai nou, am făcut careva schimbări în certificatul de vaccinare, astfel că când vom genera, când vom pune camera pentru QR code, vom vedea mai multe informații, deci ca cum ar fi fost acum. Aceste date vor fi incluse practic în câteva zile, va fi făcut un update la certificatul de vaccinare, astfel că va fi încă și mai securizat acest certificat. Va fi mai stilizat, i-aș spune eu, și de ce nu, va fi mai oficial. Dar certificatul de vaccinare are o putere juridică, deoarece este un act generat de către Sistemul Electronic Național de vaccinare COVID-19 sub STISC, adică sub cel mai înalt nivel de securitate a tehnologiilor informaționale, le-aș spune eu. Domnul Ciuban, să trecem, vă rog frumos, de la trecerea frontierii și a regulilor spre turismul intern. Știți foarte bine ce s-a întâmplat anul trecut, turismul domestic absorbit foarte mulți turiști interni și astfel ne-am cunoscut mai bine țara. Și anul trecut, bineînțeles, la capitolul vaccinării era destul de jos procentajul. Anul ăsta stă mai bine, oricum sunt 12% abia. Adică suntem pe calea cea dreaptă, ne vaccinăm intens, dar încă comportă un risc pentru pensiuni, pentru toate destinațiile turistice din țară. Mă interesează, această evoluție facilitează accesul la turismul domestic și o părere de-a dumneavoastră, cum trebuie să se comporte destinațiile turistice din țară la vizita turiștilor interni? Ce ar trebui să se schimbe în raport cu anul trecut și așa mai departe, viziunea dumneavoastră ca medic epidemiolog? Deci vorbesc ca specialist, nu vorbesc ca o hotărâre a Comisiei Naționale Extraordinare. Deci e foarte bine să ne ajustăm cerințele noastre la cele internaționale. Spre exemplu, noi putem vedea foarte bine ce se întâmplă în Europa sau în alte state în alte dezvoltate atunci când aceștia și-au pus, spre exemplu, la recepție un panou informativ în care spune că persoanele sunt binevenite atunci când sunt vaccinate, adică au un grad înalt de protecție, sau au trecut prin boală, sau au testul PCR. Desigur că încurajăm prin mesajele noastre vaccinarea, astfel că mai rapid vom ieși din toate cerințele acestea care sunt practic puțin mai strane. Unele, deci s-au pus la recepție cu telefonul,
scanează QR codul la certificatul de vaccinare, astfel că tu ești green, adică tu ești verde la trecere și poți sta în pensiune fără careva pericol. Desigur că noi trebuie să facilităm aceste persoane în interiorul pensiunii, adică dacă persoana este vaccinată, deja nu va mai necesita să poartă masca, spre exemplu, nu vor fi cele măsuri drastice de distanță socială. Astfel că avem întotdeauna argumente față de autorități de ce noi am procedat astfel și am încurajat măsurile de sănătate publică și nu le-am încălcat. Desigur, panourile acestea informative ar fi bine să fie plasate și pe paginile web a pensiunilor, a companiilor turistice, astfel de a încuraja persoanele deci, care sunt vaccinate să vină la noi în țară sau, de ce nu, desigur, să plece a noștri vaccinați undeva. Deci astea ar fi cele măsuri generale. Ne putem uitați și ce se întâmplă, cum am spus, în Europa. Deci cele au niște scanere QR destul de performante, adică cum ar fi cu măsurarea temperaturii într-o parte, așa și este o aplicație care generează o culoare verde. Dar până ajunge la cele scanere, o putem face simplu cu telefonul mobil de la recepție. Da. Eu aș zice, aș completa aici că noi, anume Asociația Națională de Turism Receptor din Moldova, a implementat de anul trecut acreditarea Safe Travels, pe care o alocăm destinațiilor turistice, hotelurilor, restaurantelor, pensiunilor, vinăriilor din țară, care au implementat întregul ghid pe care l-am elaborat minuțios pentru fiecare tip de destinație turistică în parte. Acel ghid presupune capitole multiple și diverse, de la menajere și până la recepția hotelului și până la bucătari și ghizi și prevăzut absolut pentru toți specialiștii din turism. Astfel încât dacă ei respectă toate acestea, erau verificați implementare și acordată acreditarea. Acele acreditări presupun până astăzi că trebuie să poartă măștile, să folosească dezinfectanții, soluțiile și așa mai departe. Până când, până în ce moment, pentru că noi intern nu putem să verificăm la fiecare certificatul de vaccinare, putem, dar nu facem asta, odată ce sunt veniți, ne bucurăm de oaspeți, știți exact cum se întâmplă. Probabil aceste măsuri, ele trebuie continuate încă până la proba contrarie, ca să zic așa, până când se dă undă liberă, că putem circula fără măști și indiferent că știm foarte bine că noi suntem vaccinați, dacă să protejăm pe cei de alături. Dumneavoastră, ce credeți de cât timp încă ar trebui să respectăm cu rigurozitate toate aceste reguli pe care le știm bine cu toții până în ziua de astăzi? Pot să vă spun că noi suntem în așteptarea unui număr de creștere a infecțiilor și observăm în alte state ce se întâmplă. Adică chiar dacă țara și-a vaccinat 20, 30 până la 50%, acesta nu este încă destul pentru a preveni răspândirea virusului. Și o estimare până când ar fi aceste măsuri, iarăși nu ar fi corect să-i dau un termen, dar pot să vă spun cu certitudine că va fi la sigur până și în toamna anului acesta. Doar dacă noi vom da dovadă și ne vom vaccina în 70%, asta ar însemna că în fiecare zi noi trebuie să ne vaccinăm în jur de 13-15 mii de persoane, pentru ca să ajungem în luna octombrie-noiembrie, la finalul lunii noiembrie, într-o acoperire de vaccinare 70%. Desigur, atunci se vor modifica unele aspecte ale controlului COVID-19, și putem să ne uităm ce se întâmplă în Israel, da? Ei au ajuns la practic 70% din acoperire vaccinală, astfel că practic au relaxat toate măsurile posibile. Noi ne facem griji, să ne înțelegeți corect, de importul unei noi tulpine, care poate genera noi pierderi de vieți omenești, deoarece este mult mai agresivă și mult mai contagioasă, practic cu 60%.
și a fost demonstrat în Marea Britanie acum, pentru că este o creștere de val, pentru persoanele care au fost vaccinate, deci au fost protejate împotriva virusului dat și anume cu aceste modificări. Deci termenul e complicat de determinat și încă o dată ne cerem scuze pentru toate incomoditățile, cu toate că nu avem alte soluții. Ați văzut valul, spre exemplu, din luna martie, când deja nu mai aveam locuri în spital și era totul arhiplin. Fiecare dintre noi ceva a avut și cumva a suferit în urma acestei pandemii. De aceasta suntem mai precauți acum. Vreau să vă zic că majoritatea din industria turismului sunt destul de implicați și destul de activi. În primul rând, în virtutea business-ului lor în care au investit o viață și muncesc foarte mult și ei sunt în mare parte vaccinați, tot respectul pentru ei. Și tocmai inițiind această campanie și vizite la ei, poate devine mai ușor ca și echipele lor sau vizitatorii să se vaccineze, că vor vedea oportun și în imediată apropiere. Totuși apare întrebarea de tipurile de vaccin. Eu cred că toate sunt recomandabile, depinde la care și fiecare are acces, dar fiindcă pe piață sunt vreo 5 prezente, aș vrea să le spuneți dumneavoastră lor exact punctul de vedere al unui medic responsabil și, nu înainte, vă ofer cuvântul de a le aminti celor prezenți, nu care privesc online, dar celor prezenți aici pe chat, pentru că sunt membri activi de ai noștri, dacă v-ați confruntat cu anumite întrebări exacte și putem apela la expertiza domnului Ceban, puteți le adresați pe chat sau ne faceți un semn și intrați cu noi în discuție. Domnul Ceban, vă rog despre tipurile de vaccin și preferințele care există pe piață, manipulările și informațiile diferite. Da, a fost din start o strategie greșită și o percepție a populației atunci când ne-am axat pe tipurile de vaccin. Vaccinul este unul împotriva COVID-19 și dacă el este aprobat de către Organizația Mondială a Sănătății sau de către Agenția Europeană a Medicamentului, atunci suntem ok în profilul de siguranță și de eficacitate. De ce noi întotdeauna trebuie să ne punem întrebarea că unul este mai eficient, unul mai puțin eficient, care până la urmă de diferența dintre ele fiind una foarte mică. Spre exemplu, dacă aș compara vaccinul Pfizer-BioNTech și AstraZeneca sau Vaxzevria, a fost demonstrat în ultimele studii, inclusiv din Marea Britanie și din Scoția, precum că vaccinul AstraZeneca în unele cazuri a fost mai eficient ca Pfizer-BioNTech. Deci asta în viața reală, nu în unele studii, pe un număr limitat de persoane. Au fost vaccinate sute de mii de persoane. Bine, revin înapoi. Deci, iarăși, noi fugim la cele 2-3%. Ne facem griji că un vaccin este mai eficient ca altul și că producătorul acestui vaccin și-a făcut mai multe griji de siguranță, profilul de siguranță acestuia. Deci, toți producătorii au aceleași standarde și aceleași limite. Nu poți produce un vaccin sub diferite sau duble standarde. Este exclus deoarece este un mecanism extrem de riguros care se controlează de o diversitate de companii, o diversitate de oameni de știință. Deci ne vaccinăm cu vaccinul care este pus la dispoziție. La moment, pentru că a scris domnul Ruslan despre Sputnik V, da, la moment există problema aceasta, deoarece vaccinul nu este aprobat de către Organizația Mondială a Sănătății și de către EMA, astfel că unele state din membrii a Uniunii Europene au spus reciprocat că doar vor primi cetățeni cu certificate a căror vaccin este aprobat de către OMS. Deci pentru Republica Moldova, Sinovac, Sputnik, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca sunt vaccinurile care au fost administrate și care cetățenii liber pot circula cu certificatele date. Tipurile de vaccin, da? Dacă nu aș vrea să intru în tehnic foarte aprofundat, doar ca să cunoașteți.
Deci care ar fi diferența dintre Pfizer, BioNTech și AstraZeneca? Deci unul este ARN mesager, unul este vector viral. Nu mai vorbim de vaccinurile Sinovac și Sinopharm care sunt inactivate. Deci ARN mesager înseamnă o capsulă de grăsime în care este încapsulat instrucțiunile de producere a țăpușii de pe virusul SARS-CoV-2. Deci ne imaginăm acel virus cu țepușele date, da? Cu coroana. Deci doar această coroană este formată din proteine. Astfel că instrucțiunile pentru producere sunt încapsulate în capsula asta de grăsim, este administrată prin vaccin, astfel odată ajuns în organism, intră în celulă, în membrană, nu pătrunde nici într-un caz în nucleu, nu poate modifica ADN-ul sub nicio formă. Și dă mesaje de producere a acestor țepușe. Odată apărute aceste țepușe, anticorpii sau soldații sau numiți cum ați dori, deci cei care ne protejează pe noi, atacă aceste proteine, distrug proteinele, distrug deci această celulă, astfel că se, deja pe viitor ei au o memorie cum arată această țepușe și odată când virusul va reveni într-o stare normală, adică într-o infecție naturală, atunci ei vor ști pe cine să atace, distrug acest virus și noi nu mai suntem infectați și nu putem dezvolta boală. Asta este ARN mesager. Pentru vector viral este practic același principiu, doar că nu este încapsulat într-o capsulă de grăsime sau lipidică, dar este într-un adenovirus. Nu știu dacă ați auzit de adenovirus. Sunt niște virus care deci noi ne-am întâlnit din copilărie cu ei. Și în acești adenoviruși slăbiți sunt încapsulate aceste instrucțiuni și principiul de dezvoltare este practic același, deoarece anticorpii recunosc acest antivirus, îl distrug și facem cea armată pentru memorie. Vaccinul inactivat este Sinopharm și Sinovac, același virus care este atenuat complet, adică sub nicio formă nu putem să ne infectăm, nu poate să ne aducă careva reacții adverse din considerentele că virusul este atenuat. Este un vaccin foarte sigur cu o tradiție în dezvoltarea vaccinului pe această bază și se produc anticorpii practic similar. Deci toate vaccinurile sunt sigure și atunci când noi manifestăm careva reacții adverse de cele care noi ne temem întotdeauna, da? Deci mă tem să mă duc să mă vaccinez deoarece poate să-mi apară o reacție adversă. E normal să apară o reacție adversă. Dacă nu apare reacția adversă, trebuie să te temi, deoarece înseamnă că poate vaccinul nu și-a avut efectul. Atunci când reacția adversă, deci ar presupune un frison, o strângere de mușchi, adică o durere de mușchi, de articulații, o stare de rău, atunci lucrează răspunsul imun, adică organismul reacționează la vaccin. Dacă cumva avem o temperatură mai mare de 39 de grade, avem o reacție alergică, doar atunci sunăm medicul sau 112, dar în majoritatea cazurilor care au fost în Republica Moldova, avem doar 60 de cazuri de reacții moderate, adică o reacție alergică sau o temperatură mult mai mare din 39, care s-a persistat câteva ore și s-au rezolvat toate cu un tratament foarte ușor. Adică nici într-un caz nu trebuie să ne temem de vaccinare și nu trebuie să dăm preferință Pfizer-ului sau Sinopharm-ului sau AstraZeneca. Ne vaccinăm urgent acum, nu mai așteptăm, pentru că fiecare zi întârziată este, în primul rând, din punct de vedere a sferei dumneavoastră de activitate, este o zi pierdută economic. Deoarece acele persoane nu vor putea beneficia, spre exemplu, acum la moment de serviciile dumneavoastră. De revenire la viața normală, cum a zis și Liliana Buzilă, una dintre membrii Antrim, cumva ați răspuns la întrebarea dumneavoastră, pentru că ea sugerează campanie de informare cu privire la toate tipurile de vaccinare, ca să fie mai amplă. În principiu, dumneavoastră ați și menționat că în funcție de bugetele investite în promovarea fiecărui vaccin și fiecare zi de muncă costă o avere pentru fiecare dintre noi. Haideți să trecem, adică la această întrebare ați răspuns și eu zic să luăm întrebarea de la Alexei Guțaga.
Dumnealui întreabă, da, dumneavoastră vedeți, 1-3 pe zi infectați, noi putem spune că am ieșit deja din pandemie și dacă nu, care este indicatorul după care spunem că putem să ne întoarcem la viața reală. Deci ne interesează activitatea amplă. Da, desigur. Deci noi avem, după cum cunoașteți, niște praguri de alertă, da? Ați auzit foarte bine de ele, roșu, portocaliu, galben, verde. Pentru fiecare deci indicator sau prag de alertă sunt calculați indicatori cum ar fi mortalitatea, rata fatalității, incidență, deci numărul efectiv de reproducții sau rata de contagiozitate, ce se întâmplă. Și la întrebarea dacă noi avem doar în Chișinău câteva cazuri, ar fi logic ca noi să scoatem aceste măsuri de relaxare? Vă spun ca specialist că nu, deoarece trebuie să ne uităm ce se întâmplă în jur. În cazul în care în toate regiunile ar fi o scădere totală, atunci da, deci argumentul dumneavoastră, domnul Cuțeagă, ar fi unul excelent, că conform indicatorilor epidemiologici, undeva noi suntem destul de ok. Dar în cazul revenirii unei tulpini acum indiene, deci avem marea problemă de a declanșa un nou val. Eu consider că măsurile de sănătate publică au fost relaxate practic complet. Nu sunt sigur dacă dumneavoastră aveți careva argumente să-mi spuneți că sunt careva măsuri care vă împiedică concret în activitatea dumneavoastră și care nu ar prezenta un pericol de sănătate publică. Dacă îmi puteți aduce astfel de argumente, desigur că se poate de discutat, poate se găsește o soluție, dar noi am încercat maxim posibil în toate hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică ca să se adopte cele mai, să spunem eu așa, ajustate măsuri de sănătate publică pentru Republica Moldova. La domnul Guțaga, business-ul este specific, este vorba de kayaking, este vorba de aventură ușoară, e vorba de distanță socială foarte mare, destul de spațios și vreau să vă zic că anul trecut a fost una din prioritățile în turism pentru turiștii locali, pentru că știau că, pe lângă faptul că este acreditat Safe Travels, noi am fost și am verificat cât de bine și riguros sunt implementate regulile. Marea majoritate a membrilor am trimis sunt acreditați pentru că sunt responsabili și au fost primii convinși de necesitatea acestora. De aceea, eu cred că până revin colegii mei cu întrebări care îi interesează în mod special, știu că îi interesează vis-a-vis de grupuri, câți, cum, pentru că una este în cazul unor sporturi active, alta este în cazul unor pensiuni, altul este în cazul unor hoteluri, care vizează diferite reguli activitatea lor. De aceea, referitor la grupuri, niște recomandări de ale dumneavoastră, care ar fi regulile de respectat pentru că se operează cu turiștii de peste hotare, bineînțeles, călătoria și singular și în cuplu, dar pentru agențiile de turism, de exemplu, sunt interesați grupurile de turiști care au început să vină în țară. Și asta sunt o bună parte din întrebările care veneau către noi. Limita, regulile, recomandările. Da, o întrebare destul de interesantă pentru că e foarte greu să delimitez unele grupuri. Fie familie, fie grup turistic din format, din care tipuri de membri, de exemplu, dacă sunt toți, preferă un sport, da, și îl fac pe teritoriul nostru, sau pur și simplu vorbim de o distracție, cum ar fi un club de noapte, unde vin persoane pur și simplu să se distreze. Desigur, ne uităm întotdeauna după ultimele cerințe și recomandări a hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, dar grupurile ar fi bine dimensionat în a fi în mare parte vaccinate. Eu nu știu dacă puteți să-mi răspundeți la o întrebare. Acum, turiștii care vin în țară, majoritatea din ei sunt vaccinați? 100%. Dacă ei sunt vaccinați, deci cele măsuri de sănătate publică, practic, deja nu-și mai iau efectul la acea valoare cum ar fi nevaccinați. Deci dacă vin grupurile practic în totalitate vaccinați, deci ei nu se supun regulilor de joc existente, da?
Desigur că doar în considerentele în care sunt spații foarte închise și sunt mai multe persoane, deci da, avem necesitate de purtare a măștii, dar noi ne uităm și la alte recomandări, precum au fost cele incluse în România sau în Uniunea Europeană sau în Turcia, spre exemplu. Deci unde personalul este foarte bine protejat, adică chiar fiind vaccinat, el îi poartă mască. Cu toții cunoașteți care este diferența că sunt vaccinat și sunt protejat, pentru că acum fiecare din prieteni, din colegi, îmi întinde mână, da? Și spun, de ce îmi dai pumnul? Pentru că eu sunt vaccinat. Deci persoanele care sunt vaccinate, atunci când este un nivel de acoperire vaccinală jos, au riscul doar de transmitere a virusului. Adică eu nu mă îmbolnăvesc, dar eu am capacitatea de a transmite virusul. Ce ar însemna asta? Într-un spațiu închis, când comunic foarte tare, când strig, când, deci tușesc, pot expectora, deci cele particule de salivă. De exemplu, nu am fost vaccinat, sunt bolnav acum. Eu fiind vaccinat, le inhalez. Eu nu mă îmbolnăvesc, nu fac boală. Dar prezint un mic pericol pentru alții, deoarece eu, în momentul dat, pot și eu transmite pentru o perioadă mică de timp acele particule de virus. Deci, asta este sensul de a menține unele măsuri în spații închise, unde distanța socială nu poate fi sub nicio formă, deci inclus ca măsură. Deci păstrăm cele măsuri stricte de sănătate publică, dar în cazul persoanelor vaccinate, acestea sunt privilegiate, desigur. Domnul Ciobanu, în cazul când știți bine informația că multă lume încerca să se vaccineze și peste hotare când erau cantitățile reduse la noi în țară, au fost asemenea momente, și pe cât este de posibil să primească suport cel care a făcut prima doză peste hotare și a doua în Republica Moldova, odată ce este acces liber. Pașaportul poate fi cumulat din aceste două reprize sau ba? Nu prea. De ce? Deoarece seriile de vaccin nu sunt incluse în sistemul național de vaccinare. Adică, fiind vaccinat în Italia, am primit o serie de vaccin. Astfel că eu, încercând să introduc doza întâi dumneavoastră, precum în baza certificatului de vaccinare, nu pot să o fac pentru că nu pot să selectez seria dată. Sunt foarte multe serii din diferite țări, astfel că nu putem selecta. Deci sistemul informațional nu permite înregistrarea dozei în altă țară efectuată. Astfel că persoana va fi nevoită să meargă cu două certificate de vaccinare. La moment, asta este singura soluție și vă pot spune că multe state fac același lucru datorită incompatibilității și cum aprobăm noi veridicitatea acelor certificate, da? Pentru că la moment se lucrează foarte intens la certificatul verde din Uniunea Europeană, dar până acum certificatele din altele state, în general, erau scrise pe o foaie, în unele cazuri de mână, în altele cazuri, pur și simplu era inclus vaccinul, numele, prenumele și, spre exemplu, IDNP-ul, fără o ștampilă umedă, fără o semnătură, astfel că prezintă un pericol de fraudă a acelor certificate. De asta este, noi, deci, calculăm toate riscurile și identificăm cele mai bune soluții IT pentru a găsi soluția totuși de includere a dozei 2, dozei 1 făcută în altă țară, în Republica Moldova. La moment vă spun că nu este, dar se lucrează foarte mult. Deci persoana își asumă riscul de două doze, având în două țări. Medical vorbind, este perfect pentru că s-a protejat, dar din interes de turism, va avea două certificate. Pot exista în unele cazuri, de exemplu, a unui polițist de frontieră, poate spune că, știi, nu mă convingi cu două certificate de vaccinare, cu toate că au fost diferite semnale în care persoanele cu două certificate au trecut foarte bine frontiera, pentru că persoanele înțeleg că pot fi vaccinate și într-o țară și în a doua. Depinde de cultura medicală și atitudinea persoanei, probabil. Mi-au scris pe chat unii din colegi, după îmbolnăvire poți să te vaccinezi și eu știu, dar răspundeți dumneavoastră că a venit întrebarea. Deci, două formule. Prima,
Deci ne vaccinăm după însănătoșire, peste 2 săptămâni. Adică odată recuperat, 2 săptămâni ne-am vaccinat, indiferent de forma bolii. Multe mituri bântui, precum că am avut o formă moderată sau gravă și trebuie să mă vaccinez peste 3 luni. Nu este corect. Se vaccinează peste 3 luni doar persoanele care au avut transfuzii de plasmă sau anticorpi monoclonali. Adică Actemra, da? Nu știu dacă cineva a auzit de astfel de preparat. Deci asta se dă în cazuri excepționale de grave și sunt practic cazuri unice, nu sunt atât de multe, dar pentru restul persoanelor este ok peste 2 săptămâni să facă vaccinarea. De ce? Deoarece riscul de reinfectare persistă pentru persoanele care au trecut prin boală. Riscul de infecție, spre exemplu, într-o persoană vaccinată este unul mult și mult mai jos decât cea post-infecțioasă. Încă o întrebare care a apărut desigur, ce să fac dacă am anticorp, mă vaccinez sau nu? Nici nu ne testăm la acei anticorpi, deoarece imunitatea este una celulară și umorală. Chiar în pofida faptului că dumneavoastră aveți, spre exemplu, o cantitate de unități de 1000 de anticorpi, da? Cum se spune, cam 2000, este pericolul de a ne infecta cu o nouă tulpină. Deci există astfel de riscuri de reinfectare. Vaccinul deci are capacitatea de a induce și imunitate celulară. Deci imunitatea umorală ar fi cei anticorpi, imunitatea celulară sunt celule T, și este o imunitate care nu poate fi depistată pentru că testele sunt foarte scumpe și nu sunt logice de făcut. Deci nu ne testăm înainte de a ne vaccina pentru că ori având anticorpi, ori nu ați avea anticorpi, tot una trebuie să vă vaccinați. Da, întrebarea. Acest răspuns despre tipurile de imunitate este foarte bun pentru că de multe ori fiecare își face circuitul personal în funcție de când a fost infectat, cum a suportat, înainte de prima doză de vaccin, după prima și așa mai departe. Și toți își calculează cumva imunitatea pe degete, ne ținând cont de acest fapt, de tipurile de imunitate și este foarte util de știut. Tocmai de aceea, toate aceste întrebări și incoerențe apar din toate miturile deja existente. De aceea, haideți, domnul Ciuban, să le combatem pe cele mai frecvente, ca să ziceți dumneavoastră argumentați totodată în plus și despre cele care afectează fertilitatea la fetițe și despre cele care slăbesc sau cresc imunitatea. Și vă rog frumos să ne referim la cele mai frecvente mituri despre împotriva vaccinării, să zicem. O să încep cu cel menționat de dumneavoastră, de sterilitate, da? Deci mitul cel mai grav anunțat pentru vaccin. Nici într-un caz vaccinul nu poate provoca sterilitate și vă explic de ce. Deoarece acest mit cumva s-a legat de urechile oamenilor, precum că persoanele care au făcut COVID-19, bărbații au un risc de scădere a fertilității. Da, este adevărat că în urma bolii COVID-19 bărbații sunt predispuși de a-și reduce din capacitatea fertilă. Dar noi, vaccinând, protejăm boala de COVID-19, da? Ne protejăm de COVID-19. Asta ar însemna că toate studiile științifice făcute până acum au demonstrat că cei vaccinați au avut o fertilitate mult mai înaltă decât cei nevaccinați. Deci comparăm două grupuri de populație, vaccinată-nevaccinată, astfel că putem vedea că în populația vaccinată fertilitatea crește, în cei nevaccinați nu scade, deoarece sunt expuși acestor boli COVID-19 și deci poate duce la consecințe destul de grave. Deci asta este de sterilitate la bărbați. Pentru sterilitatea la femei s-a adus acest mit datorită faptului că proteina sau cea țepușă de pe virusul SARS-CoV-2 este foarte similară cu o proteină foarte importantă din organism, care sincitin 1, care este responsabilă de fertilitatea femeii. Da? Și astfel de enunțuri s-au spus că dacă sunt
astfel de anticorpi care nimicesc virusul SARS-CoV-2, ei ar recunoaște acea celulă, acea proteină din organismul uman care este necesară fertilității, ar distruge-o astfel că ar duce la sterilitate. Total greșit, deci proteinele umane sunt diferite toate, sunt compuși, dumneavoastră cunoașteți deja din diferiți aminoacizi și tot așa, astfel că cele două proteine sunt total diferite și a fost demonstrat lucrul ăsta că nici într-un caz nu duce la la sterilitate vaccinare. Iarăși din nou, pentru persoanele care au trecut prin persoane, prin femeile însărcinate sau femeile care au dorit să devină mămici, odată fiind în trimestrul 3, spre exemplu, când este cel mai mare pericol de apariție a unor consecințe asupra femeilor gravide, se întâmplă un lucru foarte straniu, că acestea deci, au o formă a bolii destul de gravă și ele sunt predispuse riscului de a pierde fătul. Deci e foarte bine ca femeile însărcinate să fie vaccinate odată început cu trimestrul 12, spre exemplu, până ajunge în săptămâna 12, adică trimestrul 2, până în trimestrul 3, inclusiv și în trimestrul 3, ca la săptămâna 35 și 37 ea să fie protejată. Și asta ar însemna că noi nu trebuie să distribuim niște mituri de care noi nu suntem competenți a explica, spre exemplu, acei factori care duc la creșterea fertilității a vaccinării și nu a sterilității. Deci sunt mituri, eu le spun, aberații a celor antivax pentru a aduce o imagine proastă vaccinării și vaccinarea salvează vieți și nici de cum nu curmează. Un alt mit, ce pare, nu știu dacă suntem într-o societate destul de înaltă, aici aș spune eu, oameni inteligenți care înțeleg foarte bine că chipul nu se poate afla în vaccin, deoarece odată inoculat acest chip, cât de mic n-ar fi el și nu există astfel de chipuri de dimensiune astfel de mici ca să fie incluși într-o soluție, chipul îi mai trebuie pentru a transmite date și un router, da? Cel router care îl avem acasă. Și în dependență de unda care este a routerului, deci atât este și antena noastră. Dacă mărimea de undă este atât de mare, înseamnă că la noi în cameră routerul care este are o astfel de antenă. Deci odată inoculat acest chip ar trebui să aibă și un transmițător, deci acel router sau un dispozitiv care este ireal de făcut și plus la asta, deci nouă nu ne trebuie chipuri, deoarece noi avem telefonul mobil, după care ne putem, avem cardul bancar, avem laptopul în care noi suntem legați de, și cineva dacă ar dori să ne monitorizeze și așa ne monitorizează. Și trebuie ca fiecare vaccin să fie inclus sub un nume. Spre exemplu, dacă eu sunt Ceban Alexei cu IDNP-ul cu tare, atunci de la producător ar trebui ca eu să recepționez, ca producătorul să cunoască numele meu și că vaccinul dat, doza dată, va ajunge fix la mine și pentru că eu să accept vaccinarea, o să mă inoculez. Sau, dacă nu, dacă ar fi altfel, ca sistemul medical ar face un complot împotriva omenirii, ar însemna că în sistemul medical, spre exemplu, pentru asistență medicală primară sunt în jur de 5.000 de persoane la nivel global sunt milioane de persoane care sunt implicate în asistența medicală primară, înseamnă că noi cunoaștem ceva ce nu cunoașteți voi, adică milioane de oameni cunosc un secret și nimeni nu îl va spune. Deci sunt aberații și nu trebuie de ascultat astfel de se spun eu, mituri. Da? Un alt mit este că persoanele care alăptează sau femeile care alăptează, deci pot transmite careva elemente nocive din vaccin către copilul său. Total greșit, sub nicio formă. Vaccinurile au elemente deci foarte bine testate, care nu pot aduce niciun rău organismului sub nicio formă. Deci avem doar antigenul și avem careva compuși
Deci vaccinul de unul singur nu poate să se afle într-un flacon, deoarece lui trebuie temperatură stabilă, îi trebuie anumiți compuși, de exemplu cum acea capsulă lipidică care să transporte acele instrucțiuni. Deci asta este tot sensul unui vaccin. Deci componentele vaccinului nu sunt nocive pentru organism. Și, spre exemplu, un simplu component din vaccin, spre să spunem, luăm poliabsorbat 80 care bântuie diferite mituri despre acest element, deci el se află în înghețată. Noi mâncând o înghețată într-o cantitate și acolo cantitatea este de 100 de ori mai mare doar într-un păhăruț de înghețat, câte fisuri avem noi sau leziuni în cavitatea bucală. Astfel că aceste elemente sunt ingerate, ele pot trece prin diferite bariere, astfel că noi suntem, ar trebui să deja de mult să fim morți datorită acestor elemente. În niciun caz acestea sunt elemente care se află în diferite ingrediente, în diferite alimente și cele care ne întâlnim de zi cu zi. Spre exemplu, pastă de dinți, farduri, cremuri. Deci sunt mult și mult mai nocive și au o cantitate mult mai mare. Nu știu, dacă mai este vreun... Destul de bine argumentat, am impresia că e nevoie de discuție personală cu cei rezervați sau cu cei mai conservatori, pentru că, într-adevăr, aici aveți un public care sunt sigur convinși că nu au treabă cu aceste mituri, dar e vorba de toți acei turiști sau e vorba de masa preponderent conservatoare care are rezistență la aceste argumente foarte bine înțesate. Eu propun colegilor, dacă mai au întrebări exacte, pentru că eu mai am pentru dumneavoastră, dar poate dacă vor să mai întrebe ceva, pentru că ne gândim că avem o oră de discuție și nu putem să ne permitem mai în sfârșit să răpim din timpul dumneavoastră. Aș vrea să ne spuneți, conform cunoștințelor dumneavoastră, vaccinarea se va face anual sau încă e prematur să facă asemenea lucruri? Este prematur de spus. Au ieșit careva persoane cu declarații din producători, spre exemplu Pfizer-BioNTech a spus că va avea posibil 3 doze, adică încă o doză adițională peste o perioadă de timp. La moment nu sunt astfel de recomandări, astfel că toate studiile demonstrează că imunitatea este una de durată. Așteptăm ultimele rezultate și după care va fi comunicat. Cel mai probabil, în cazul unor tipuri de vaccin, poate fi necesară revaccinare. Dar la moment putem să nu ne facem griji, deoarece suntem practic siguri că acum nu va trebui cea de-a treia doză. Și vaccinurile, spre exemplu, cum sunt cele cu o distanță mai mare între administrare, ar putea induce și un răspuns imun mai de durată. Dar fiecare dintre noi fuge după vaccinul care este administrat în 21 de zile, spre exemplu, față de 28 de zile. Și eu chiar nu înțeleg aceste persoane, deoarece care este sensul în cele 7 zile, da? Și parcă ne se pare că suntem în goană după 21-28, că asta are 5 săptămâni, 6 săptămâni. Până la urmă, contează să o facem acum, ca deja să ne facem planurile pentru viitor cu cea de două doze. Deci asta este răspunsul meu acum, chiar dacă el este unul rezervat, este unul destul de optimist. Da. Domnul Cioban, fiindcă ne interesează ceea ce ne-a lipsit atât de mult, pe când credeți dumneavoastră că vom putea merge cu plăcere la festivalul Descoperă cu care ne-am obișnuit în fiecare an și pe care îl organizăm cu mare plăcere? Când vom reveni la vernisajele vinului în fiecare an? Când vom reveni la ziua vinului sărbătorită, nu așa ca anul trecut, online? Și toate evenimentele din agenda noastră, pomul vieții, care erau prevăzute pentru un an înainte și care ne lipsesc atât de mult, pe când o prognoză optimistă, realistă și ce ar zice ea? Pot spune în felul următor. Unele state foarte ușor și-au făcut. Deci la intrarea în spectacol sau la eveniment, deci era acel certificat verde prezentând, persoana poate trece
într-o capacitate destul de mare, de exemplu, la 70-80% din capacitatea evenimentului total. Asta se întâmplă și se organizează destul de ușor, deci doar plasând o persoană care va fi responsabilă de monitorizarea celor persoane care intră, ca un fel de filtru, da, i-aș spune eu. Adică nu e nevoie de certificat doar la intrare în țară, în acest caz pentru turism intern va fi necesar pentru acces la evenimente publice. Se lucrează la un certificat digital, da? Deci noi vom adera la sigur și răspunsul pentru toți voi este că da, noi lucrăm foarte intens ca să fim și noi aliniați cu certificatul european, adică va fi un digital care va fi pe telefon pe o aplicație, oricând vom avea acest telefon sau putem avea acel PDF, sau printat, îl putem demonstra trecând cu ușurință. Și desigur vom încerca să facem și un portal web în care într-o căsuliță se va introduce IDNP-ul, spre exemplu, persoane, astfel că dumneavoastră își va putea extrage acest certificat neavând necesitate de a-l ștampila, de a aștepta în rând, spre exemplu, la centrul de sănătate, pentru că fiecare din noi pierde documentele. Spre exemplu, eu pierd foarte multe din acte. Unde le uit, mă pornesc, le pun într-o geantă, îmi schimb geanta, dar atunci când noi vom avea posibilitatea de a intra într-acel portal, noi includem IDNP-ul și ne va genera acest certificat. Aceasta își presupune, de fapt, adaptarea la standardele certificatului european de vaccinare, da? Da, digitarea și... Da, și presupune că QR codul va fi unul mult mai mare, care va conține mai multe informații, data de administrare, producătorul, seria, numele, prenumele, DNP-ul și țara unde a fost vaccinat. Noi vă mulțumim mult, eu prefer să încheiem aici, pentru că sunt sigură că vom mai avea nevoie de întâlniri cu dumneavoastră, eventual direct la vinăriile și pensiunile noastre minunate, unde vom face centre deschise de vaccinare încât să acceseze cei care nu au timp să se deplaseze, să-și facă o înregistrare în plus. Și vă anunțăm că noi această campanie am inițiat-o de curând, deci vom fi prezenți pe la multe din pensiunile și toți membrii Antrim care ne primesc cu brațele deschise. Chiar vor fi și niște campanii absolut deosebite, vin la vaccinare și vor fi multe surprize de care veți afla ulterior. Acum eu țin să vă mulțumesc foarte mult, domnul Ceban, pentru că ulterior noi vom avea cu siguranță alte întrebări, pentru că ele apar pe parcurs în procesul de muncă și la noi sezon abia începe, din păcate. Am fi vrut să se întâmple mai de mult. De aceea am să vă rog un mesaj util și susținător și încurajător pentru toți din industria turismului, care au fost destul de grav afectați, care sunt cei mai curajoși, s-au menținut și merg înainte, se respectă toate regulamentele, recomandările și sunt cei mai exemplari. Vă rog frumos pentru ei o adresare utilă. Da, eu vreau să vă mulțumesc mult pentru că și mie îmi place să plec la pensiunile noastre și îmi place să plec la vinării. S-a dezvoltat foarte mult acest sector în ultimul timp și noi vă să încurajăm maxim posibil deci, ca persoanele să frecventeze cât mai mult turismul intern. Pot să spun un lucru. Dacă este posibil și să aduceți mesajele pentru toate persoanele care pot fi clienții dumneavoastră sau dacă nu chiar rude, prieteni. Deci e foarte important acum să ne vaccinăm și să uităm odată de cele măsuri, mască, dezinfectat de mâini, deci cea distanță socială de care ne-am săturat, nu aici, dar așa cred. Și dacă o facem cât mai rapid, ieșim din impasul dat. Foarte bine să avem cele mesaje expuse în pensiune. Noi vom distribui niște materiale, ghiduri pentru populație, în care să încurajăm procesul de vaccinare, cu toate că e foarte complicat să aduci argumente într-un astfel de, să spun eu, domeniu sensibil, da? Pentru că din toate domeniile sănătății, cred că vaccinarea este cea mai sensibilă. Și aduceți argumente în cazul în care nu doriți să discutați cu persoana dată și vedeți că este împotriva vaccinării total categoric, fiți amabili, spuneți bine, bine, la revedere, deoarece s-a demonstrat și prin studii iarăși
că persoanele date care sunt categoric împotrivă, ele foarte greu sunt convinse și putem face mai rău atunci când îi aducem argumente, el poate deveni și agresiv. De aceea ne punem pe cei ezitanți și pe cei care sunt cumpătați și au un nivel de educație înalt. Și eu vă mulțumesc că ne sunteți parteneri. Suportul nostru, cum și-am menționat, vă este la dispoziția dumneavoastră. Vă doresc numai bine și cât mai mulți clienți și un ritm înalt de dezvoltare. Cum ziceați dumneavoastră, fiecare zi fără vaccin ne lasă fără bani sau fără turiști, da. Super bine ceva de genul ăsta. Deci noi, dacă am vaccina, vă imaginați cât e 1%, noi avem capacitatea de vaccinare a 1% pe zi din populație. Asta ar însemna că maxim într-o 100 de zile noi putem 100%. În 2 luni jumătate, 3 luni, dacă persoanele ar accepta, noi am putea aduna cele 70% și să ieșim și noi. Mi-aș lăsa și eu sacoul și să plec și să hoinăresc puțin prin țară. Vă mulțumim încă o dată, domnul Ceban, îmi permit să, în cazul când vor fi întrebări complementare sau deja mai concrete din partea membrilor, că sunt foarte activi și implicați, o să-mi permit să le cumulez și să le trimitem către dumneavoastră ca să, când avem în procesul de muncă, de exemplu, detalii necesare în acest caz. Și vă mulțumesc și până data viitoare, la pensiune, venerie sau deja, nu în format online. Sănătate și... La revedere, sănătate, numai bine! Numai bine, vă mulțumim foarte mult! La revedere și o zi bună tuturor! La revedere!